O femeie de 53 de ani din Bălți, bolnavă de cancer, a fost transportată de urgență cu elicopterul SMUR de la Iași. Intervenția a avut loc în după amiaza zilei de vineri. Aparatul de zbor a aterizat pe unul din stadioanele din oraș. Potrivit medicilor, femeia a fost transportată la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, în stare critică. Șoc toxicoseptic sever, stare după o intervenție chirurgicală, care a venit în stare critică, a ajuns la noi. Pacienta a fost spitalizată în Spitalul Clinic din Bălți la data de 23 februarie, după care a urmat un tratament complex. Pacienta a solicitat ajutorul medicilor acum 5 zile, după multiple încercări de a trata tumoarea cu remedii naturiste. Pacienta a ajuns la noi în stare critică. Din anamneză s-a constatat că ea a fost diagnosticată cu un proces tumoral în luna august, a urmat careva tratamente de sine stătător, nefiind coordonată și ghidată nici de un doctor, tratamentul fiind bazat doar pe plante medicinale. Elicopterul SMURD urma să decoleze și să ajungă la Iași mult mai repede. Piloții au fost nevoiți să aștepte un sfert de oră din cauza zăpăcelii polițiștilor de frontieră. De la începutul anului, elicopterul SMURD a efectuat 4 intervenții în Republica Moldova.